Eu, dragi prieteni din Fecioară, haideți să vedem la Fecioară pentru săptămâna viitoare în zaruri. Așa. Fecioara este îndrăgostită, trăiește o poveste frumoasă de dragoste. Sunteți foarte îndrăgostite, îndrăgostiți. Multă iubire, vă văd multă iubire, ca și când vă întâlniți sufletul pereche, ca și când parcă recuperați tot ce ați pierdut, sau veste despre un copil, sau se întoarce un ex, sau totul este foarte, foarte bine, călătoriți sau plănuiți călătorii împreună. Uh... Multă, multă dragoste, multă dragoste. Foarte bine este la fecioară. Fecioara, cred că deocamdată cel mai bine. Fecioara. Așa, în scurt timp, aici văd niște vrăji sau înșelăciune sau vrăji care vi le face o femeie sau dumneavoastră ați făcut vrăj unei femei sau o femeie va a făcut vrăj și asta se poate depinde acum, este că după un timp vă desfaceți de aceste vrăji sau, uite, mult noroc aveți în scurt timp, în scurt timp aceste vrăj, ori își fac efectul, orică dumneavoastră le-ați făcut, sau Așa. Ori ori sunteți o persoană care înșală și care are altă femeie, sau are două femei și vă merge. În secret, multe secrete, ori descoperiți secrete și uh, o să vedeți că nu este chiar așa de grav, uite un amant. Da, înșelăciune, amant, dar uite ce bucurie. Aici văd că aveți mare bucurie cu un amant. Cu o altă persoană. Da. Oricum, multă dragoste la fecioară, bucurie, dragoste sinceră, binecuvântată, foarte bine, foarte bine, dar ceva nesincer, ceva înșelăciune. Cam asta este pentru fecioară, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.